Bună seara, Dane, bună seara tuturor și invitaților. Ce faci, cum e? Un pic la rece. A mai trecut ceva timp după înfrângerea aceasta usturătoare de la Belgrad. Pare că s-au mai așezat lucrurile și în vestiar și în jurul echipei, pentru că am citit astăzi un comunicat cât se poate de ferm și s-a mai schimbat conducerea. Eu, sincer, am avut un zâmbet pe față în momentul în care am citit comunicat de confirmare venit dinspre CFR. Am zis, e clar, va fi înlocuit antrenor. Dar apoi mi-am dat seama că nu mai e vechea conducere, că așa obișnuiau cei din vechea conducere, dădeau comunicat și a doua zi înlocuiau antrenorii. Dar nu e cazul acum. A, deci să nu mă aștept mâine la ceva. Eu zic că nu. Dacă era domnul Mureșan, mai discutam. Acum cu Marian Copilu și cei de acolo, parcă nu m-aș aștepta. Eu zic să fii atent. Glumesc, Marius. Da, deci vrei să fiu serios sau cum? Că nu înțeleg. Hai, păi, pe bune, dă-mă pe bune. Fii tu însuți, așa cum ești și mie. Să fiu eu, da. Da. Păi nu știu, că e o mare diferență. Am văzut mai devreme în emisiune, vorbind niște oameni care... Domnul Porumbul. Da, și... Nu, am văzut o conferință de presă a unui antrenor foarte serios, fără pic de ironie, un antrenor care are discurs, un antrenor care a câștigat titlul aici la CFR, s-a întors în fotbalul românesc în momentul de față la cei de la FCSB și care clar vor deveni mai puternic, mai organizat, cum a spus și domnul Ilie Dumitrescu, care îl cunoaște foarte bine. Este un antrenor foarte bine pregătit și foarte ancorat în ceea ce înseamnă fotbalul. Dar de când cu modul ăsta de adresare cu domnul Ilie? Sau Ilie Dumitrescu. Așa, mă rog, mai altfel, da. Bine, mă rog, Ilie. Nu, mă, nu poți să spui și cum vrei, niciun fel vreau. Da. Bine. Cum a spus Ilie Dumitrescu, deci un om bine ancorat în ceea ce înseamnă fotbalul profesionist și cu siguranță va fi un campionat mai atractiv. Preferitor la ceea ce vă interesează, probabil, de CFR Cluj, nu s-a întâmplat absolut nimic. În momentul de față, lucrurile sunt normale. Am avut niște discuții care sunt normale după joc, după care au fost niște discuții între conducere și jucători, între mine și jucători, și lucrurile sunt ok, sunt puse la punct, ne pregătim pentru următorul joc care va avea loc în două zile la Pitești cu Feteaș. Cât de serioasă am este? Apropo, ieri mă uitam acum, a spus golurile cu Young Boys. Am urmărit Young Boys cu Ferencvaros și am văzut că Young Boys din minutul 18 sau 20, au jucat în 10 oameni, 25, au reușit 25. Să învingă pe cei de la Ferencvaros cu 3-2 și cred că au șanse să se califice jucând peste 70 de minute în 10 oameni, 10 contra 11. Deci cred că este o echipă destul de puternică. Da, n-a zis nimeni că nu e puternică, adică, sau, nu știu. Nu, referitor așa la toate criticile care erau aduse și la tot ceea ce s-a întâmplat. A zis, într-adevăr, Dan Petrescu, da. Am făcut 1-1 acasă și am pierdut 3-1 acolo, în condițiile în care am jucat 11-11. Ei acum au jucat 10 contra 11 timp de 70 de minute și eu văd părții de la Ferencvaros care au 21 de străini, dintre care 18 internaționale, atenție, 18 internaționale. Da. Cât de acute sunt problemele cu cei trei jucători care au fost, al căror nu mai a fost făcut publică, ar fi scandat împotriva ta sau lucruri de acest gen în vestiar după meciul de la Belgrad? Mă refer la Hoban, la Camora și Deac. Sunt probleme cu acești jucători? Nu am nicio problemă cu niciunul dintre ei. Scuze-mă, Marius, scuze-mă, eu cred că trebuie să ai o problemă, de exemplu cu Camora. Nu mai joacă absolut nimic. De când ai venit tu, Camora, mi se pare că nu mai joacă nimic. Și Deac a mai scăzut în... Și Manea mi s-a părut mai...
Pare că a uitat sunt... fotbalul, nu te supăra că spun, da. Astea sunt problemele mele de bucătărie. Da, asta și eu le-am remarcat și eu. Eu niciodată n-o să apar acum și o să spun cine joacă foarte bine, cine e cu toate că, dacă vă uitați, chiar mai devreme citeam pe un site și am văzut acum 2 săptămâni, l-am lăudat și pe Camora și pe Deac și am spus că sunt niște jucători extraordinari și că aleargă câte 12 km pe fiecare joc cu realizări în campionatul. Eu am înțeles, așa îi vezi tu, sunt oamenii tăi, dar eu spun ce mi se pare mie, că nu sunt un laic, nu cunosc fotbalul atât de bine ca tine. Sunt lucruri de bucătărie internă pe care le rezolvăm noi aici și care sper să rămână aici. Eu am avut o poziție la finalul jocului de la Steaua Roșie, de la Belgrad, unde n-am putut să accept greșelile care au fost făcute, fiindcă noi am luat... Ieșirea publică, zici, de ieșirea publică. Da, noi am luat 4 goluri pe niște greșeli personale. Da. Și n-am putut să accept ceva, când eu pregătesc ceva și... se întâmplă astfel de lucruri. Dar sunt inerente în viața unei echipe, nu este niciun fel de problemă, fiecare va plăti, cum și antrenorul plătește, fiecare jucător sau cel care greșește va plăti, este normal. Și atunci, cei care se aliniază, exact cum spunea mai devreme domnul Iordănescu, sau Edi Iordănescu, sau Edvard, cum vreți să-i spun, ca să nu există niciun fel de ironie, cine își face treaba, fiindcă sunt plătiți, și cine merită să joace în continuare, vor face parte din primul 11 al celor de la CFR. Știi cum ți-ai spălat, îți vei spăla păcatele în fața conducerii, clujenilor, suporterilor, când jucați cu FCSB? Păi, peste 2. O să vadă numai stele roșii în față și în următoarea perioadă, pentru că mie meciul cu Argeșul, după care Steaua Roșie și... Jucăm la Pitești, joi cu Steaua Roșie, după care jucăm cu FCSB, domnule. Asta e. Acolo ai rezolvat cazul, la revedere. Dacă vom câștiga cu FCSB sau vom pierde cu FCSB, aia e eticheta unui antrenor? Nu. Dacă lumea, ziceam și așa. Cu FCSB înseamnă că sunt 10 clase peste Iordănescu? Păi, nu știu ce să zic, domnul Porumboiu a avut-o. Păi nu, te întreb dacă voi câștiga sau dacă... Nu. Nu, sunteți la fel. Sunteți oameni care munciți, care... Înțeleg. Vor crește clasele mai mult, ajungem la liceu, terminăm, sunt 12 clase, dacă mă va bate Iordănescu. Nu. Terminăm liceu? Cu restanțe, așa. Ei, da. Și masterul, pe Da. Așa vă eu mai multe de povestit, dar mă abțin de unele episoade care s-au întâmplat, dar aș vrea să pun punct și... să-mi vădă ceea ce am de făcut în continuare la CFR și sper să fac cât mai bine. Hai zile, că dacă nu scap de ele și le ai așa în tine, în memorie, și știi cum e, te spovedești și la revedere. Te spovedești, deci nici mai mult și mai puțin decât... Bine, vorbim cu Decebal, te poți spovedi, clar. Nu, dacă aș spune și dacă aș arăta și niște mesaje care le-am pe telefon, dar nu prea sunt caracter, eu nu sunt de la coarte. Parea de la mine? Nu. Băi, Marius, te rog frumos. Le arăt eu dacă vrei. Stai un pic, că... Pune mâna în partea cealaltă la inimă, nu pune mâna, că ai pus-o în partea cealaltă, să nu ai vreun jug intercostal. Aici. Ai vreun jug intercostal. Nu, referitor la ceea ce s-a spus mai devreme, Da, am înțeles ce zici. Cine face tactica, ce a făcut, ce nu știu ce... Apropo de ce s-a întâmplat la Milano și lucrurile astea, nu la asta te refer. Nu mai contează, că n-are rost să intrăm în amănunte de... Mamă, dar ai mesaje de atunci? Eu respect foarte mult, atât pe domnul Porumboiu, dacă dânsul poate să afirme așa ceva, sau dacă Edi, care mi-a fost secund la Vaslui, apare public și spune că el mi-a pregătit meciul de la Milano și meciul de la Istanbul, atunci înseamnă că așa este și nu mai am ce să mai spun, dar nu știu dacă vreodată vreun antrenor principal ar fi acceptat
cam un secund să-i pregătească jocurile. Astea sunt alte probleme care și Budică niciodată n-ar putea să le facă, dar nu în toată, nu în video să fiu apărătorul acum și să mă ridic în club sau să vin să spun ceea ce am acceptat și ceea ce nu am acceptat. Important este exact ce a spus voi și sunt cele mai importante lucruri. Două la număr. Că s-au întors antrenori de valoare în campionatul românesc și este foarte important lucrul ăsta. Și la al doilea rând este foarte, foarte important că la noi, la CFR, în momentul de fapt, lucrurile sunt ok. Încercăm să avem o preferire de orgoliu și să pregătim jocul acum de la Pitești, să-l câștigăm și cel cu Steaua Roșie, care avem datoria morală să câștigăm acest joc și să spălăm rușinea care am trăit-o la Belgrad, după care va fi acel joc cu FCSB, un joc de campionat pe care va trebui să-l tratăm ca atare. Edi cunoaște foarte bine tot ceea ce se întâmplă aici și va trebui să fim foarte atenți la cum pregătim acel joc din toate punctele de vedere. Da, nu mă pot abține să zic că cum sunt lucrurile în fotbalul românesc și cât de volatile și cum se schimbă așa. Era perfect posibil un scenariu cu un CFR-FCSB și un Modică antrenor la FCSB și Iordănescu antrenor în continuare la CFR. Mă refer la ce se discuta în vară. Niciodată. Mă refer la ce se discuta în vară. Deci nu, zici că... oprește-te. Niciodată. Am înțeles. Niciodată. Bun, mulțumesc. Deci îmi păstrez și vă promit. Vă promit că sunt tipul care, chiar dacă există o vorbă și nu o să uit totdeauna, care mi-a zis-o tatăl meu, că gura bate în ghilimele, nu vreau să pronunț numele, da. Ar trebui să... Păi ți-a zis-o? Ți-a zis-o? Mi-a zis-o tata. Păi și? Și n-am putut să mă abțin în anumite momente, o să fac cât de curând public niște mesaje despre perioada Șumudică la Vaslui și o să vedeți exact ceea ce s-a întâmplat la Vaslui în acea perioadă. Știm în relația Șumudică-Iordănescu-Porumboi. Știm și noi. Da? Deci o să fac public aceste mesaje și o să vedeți ceea ce s-a întâmplat și atunci o să se convingă toată lumea unde este adevărul. Și ce? Mai departe, că aveți acolo un titlu, Edi este 10 clase peste Șumudică, părerea lui Porumboiu, este părerea fiecăruia, eu nu contez valoarea lui Edi, îl respect și mi-aș dori să fie cât mai mulți antrenori profesioniști și cât mai mulți antrenori care să facă rezultate în România. Și mi-e dor și mie de Dan Petrescu. Da. Bun, mulțumim mult. Mulțumim. Da, păi, mi-ar fi dor de burcă în locul lui. Da, și de burcă, exact. Că se vede că nu